Bună tuturor și bine ați venit la Idei de Bricolaj! Astăzi vom învăța să croșetăm o bentiță pentru frunte, ca cea din imagine, cu o lână în mai multe culori. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru bentiță vom folosi o croșetă de 6. Vom avea nevoie de un ac de croitorie pentru a coase împreună cele două fire. Și în plus, eu folosesc un ghem de lână în mai multe culori. Vom începe prin a face un nod pe croșetă. Înodăm, tragem bine. Iar apoi vom avea nevoie de aproximativ 60 de ochiuri de lanț. Cel mai bine ar fi să testați dacă vi se potrivește pe cap, pentru că în cazul meu a fost nevoie de 60 de ochiuri, dar asta depinde de circumferința capului. Deci va fi diferit de la persoană la persoană. 59, 60. Lanțul meu cu ochiuri de lanț este gata. Mai testați-l o dată ca să fiți sigur că se potrivește. Iar dacă e în regulă, continuăm făcând două ochiuri de lanț, exact ca în imagine, pentru înălțime. Luăm jeteu și intrăm aici, în ochiul cu numărul 60, unde croșetăm un picioruș dublu. Adică trecem prin primele două bucle, luăm jeteu și apoi trecem prin următoarele două. Încă o dată, intrăm în următorul ochi, tragem firul prin primele două, iar apoi prin ultimele două. Vom face asta până ajungem la cel de-al 25-lea ochi. Odată ce am croșetat piciorușele duble până la ochiul cu numărul 25, bucata va arăta așa. Vom croșeta acum în ochiul cu numărul 26, unde facem un picioruș dublu redus. Luăm jeteu, intrăm în ochiul cu numărul 26, luăm fir și îl tragem prin toate cele trei bucle. În cel de-al 27-lea ochi vom croșeta un picioruș scurt, iar în următoarele 6 ochiuri facem piciorușe oarbe sau ochiuri alunecate. Intrăm în ochi și tragem firul pur și simplu prin buclă. Exact cum vedeți în imagine. Acum că am făcut cele 6 piciorușe oarbe, vom face un picioruș scurt în următorul ochi. Apoi un picioruș dublu redus. Și în următoarele 25 de ochiuri facem piciorușe duble. Deci fără niciun fel de altă modificare. Când ajungeți la sfârșit, vă arăt cum să procedați în continuare. Am ajuns la finalul rândului. Vom face două ochiuri de lanț pentru înălțime. Întoarcem. Și facem iarăși 25 de piciorușe duble, dar mare atenție, croșetăm doar în ochiul dinspre spate. Să vă arăt. Luăm jeteu, intrăm aici și facem piciorușul nostru dublu. Am terminat din nou cu cele 25 de piciorușe duble. Deci vom croșeta un picioruș dublu redus în următorul ochi, exact ca mai devreme, apoi un picioruș scurt,
apoi 6 piciorușe oarbe, apoi iarăși piciorul scurt, un piciorul dublu redus și piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Dar, repet, aveți grijă la locul de împungere. Continui cu un piciorul dublu redus. Un piciorul scurt, apoi cele 6 piciorușe oarbe, apoi urmează iarăși piciorul scurt, din nou un piciorul dublu redus, așa, urmat de cele 25 de piciorușe duble. Am ajuns la finalul rândului. Bentița arată așa până acum și având ca loc de împungere ochiul dinspre spate, se formează acest model care pare să aibă o linie simplă care desparte două benzi croșetate. Folosim exact aceiași pași și mai departe. Croșetăm două ochiuri de lanț pentru înălțime, întoarcem, folosim ochiul de împungere despre care v-am explicat și facem încă două rânduri cu 25 de piciorușe duble, un picioruș dublu redus, un picioruș scurt, 6 piciorușe oarbe, un picioruș scurt, un picioruș dublu redus și apoi încă 25 de piciorușe duble. Acum că am terminat cele două rânduri, pentița arată așa. Pentru următorul rând, fac un ochi de întoarcere și croșetez rândul final în piciorușe oarbe de la un capăt la altul. Am ajuns la finalul rândului. Lungesc puțin firul, așa, iau foarfecă și îl tai, îl scot prin buclă, iau acul de croitorie și cos împreună cele două capete. Capetele au fost croșetate, iar bentița este gata și arată așa. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă da, lăsați o apreciere, abonați-vă la canalul Idei de Bricolaj dacă nu ați făcut-o până acum, apăsați pe clopoțel pentru a nu pierde niciun video nou și ne revedem data viitoare cu alte idei practice. Pa, pa!